Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! România trece în acest weekend la ora de vară, astfel că ora 3 devine ora 4. Acest lucru se întâmplă an de an în ultima duminică din martie. De mai bine de 100 de ani, toată Europa schimbă ceasurile de două ori pe an. Odată primăvara, atunci când se trece la ora de vară, iar apoi toamna când trecem la ora de iarnă. Dar care sunt beneficiile trecerii la ora de vară? Vom avea zile mai lungi, așa că avem mai mult timp să ne jucăm în parc cu prietenii noștri, iar consumul de energie electrică se reduce. Ba chiar se produc mai puține accidente rutiere pentru că mașinile circulă mai multe ore pe lumină. Atât despre ora de vară. Eu sunt Runa Răpișcă, numai bine, pe curând!